Bine, aș putea spune chiar foarte bine ceea ce ați făcut, pentru că, pe de o parte, ați provocat temeri și provocați încă temeri oamenilor corupți și este bine acest lucru, dar pe de altă parte, și aici este un lucru extrem de important, faptul că ați reușit să dobândiți încrederea cetățenilor în activitatea pe care dumneavoastră o desfășurați, ați reușit, într-adevăr, să dobândiți încrederea oamenilor în eforturile pe care le faceți continuu pentru eradicarea acestui fenomen. Stimați colegi, vreau să vă asigur că atât din punctul de vedere al președintelui Instanței Supreme, al judecătorului Stanciu, cât și a tuturor colegilor judecători din țară, vom sprijini, să știți, întotdeauna orice demers, nu numai al dumneavoastră, al Direcției Naționale Anticorupție, ci a tuturor instituțiilor statului care se implică în mod real în ceea ce privește așezarea pe baze corecte a statului de drept în România și în orice altă activitate care are drept scop apărarea securității naționale a României. Veți avea întotdeauna în judecătorul Stanciu, pentru că funcțiile sunt doar pe durate scurte, dar veți avea întotdeauna un partener de nădejde, un partener total și necondiționat în lupta pe care o realizați împotriva fenomenului corupției, pentru că doar așa vom reuși încet, încet să învingem, cred eu și sper eu, acest fenomen.